de HTML mai complicate puțin. Nu foarte complicate, că la HTML nimic nu este complicat. Haideți să vorbim despre formulare. Ce sunt formulare? Formularele sunt niște elemente care ajută utilizatorii să facă input de date, adică să introducă datele, iar datele sunt preluate din formulare și trimise mai departe, fie către un server, fie către un API, undeva mai departe. Asta este scopul principal al unui formular. Este definit prin intermediul tagului form și haideți să luăm exemplu următor de cod. Avem aici un formular. Este deschis prin tagul form și formularul nostru are o acțiune, pagină procesare.php. În momentul în care avem aici un input de tipul submit, submit înseamnă că în momentul în care apăsăm acest input, care poate fi și un buton de tip submit sau chiar un câmp de tip submit. În momentul în care apăsăm butonul trimite, se execută ceea ce am setat în acțiunea paginii, practic în pagină procesare.php. Acesta este un fișier de pe server. Nu există în acest moment acest fișier pentru că ar trebui să avem un server care să prelucreze datele, dar pentru exemplu, aici în acțiune putem să trecem un link către un site, un link către un API, un link sau un nume la o pagină unde datele sunt efectiv trimise și procesate. Asta este acțiunea formularului, este foarte important. Mai departe avem metoda. Cum vrem să trimitem aceste informații? Sunt două metode de a trimite informațiile, prin metoda post și get. Metoda post înseamnă că datele din formular sunt trimise ca body, adică sunt grupate într-un obiect și trimise la această pagină, pagina procesare.php, în timp ce metoda get, care este o altă metodă de a trimite, va adăuga datele noastre la această pagină într-o formă de genul acesta. Va pune aici nume egal Mihai și continuă să formuleze mai departe e-mail egal așa mai departe. Asta va face metoda get. Când o vom executa în browser, ni se va executa un link de acest gen. Dar de cele mai multe ori în formulare se folosește post. Bun, haideți să intrăm acum în fiecare element din acest formular și să le luăm pe rând. Label. Label, elementul label, așa cum spune și numele, este o etichetă. Este un element cu un text care de regulă, în cazul formularelor, conține o descriere a câmpului pe care îl folosim, da? Și în cazul nostru avem label for, specificăm pentru cine, pentru care câmp folosim acest label și spunem for nume, pentru câmpul nume, unde avem aici atributul name nume și practic se face o legătură între acest label și acest atribut, acest câmp input. Și îi spunem mod de numele, îi spunem nume. Și mai departe avem câmpul nostru input. Inputul practic este cel mai important element din HTML după părerea mea pentru că îl găsim peste tot. Practic acest element este peste tot și este extrem de important pentru că prin acest element se face mai departe trimiterea de date către server. Că în aceste elemente de tip input trebuie să punem datele noastre. Bun. Și haideți să vedem live cum arată acest exemplu. Mai avem aici încă un element de tip email și un lucru foarte important aici la câmpul input este de tipul. În cazul acesta avem type text, tipul text, pentru că este de tip text și scriem în el. Și mai avem aici type email, care va crea un câmp de tip input cu validare pentru adresa de email. Adică browserul, când va vedea acest lucru type equal email, va spune, ok, acesta este un câmp de tip email, înseamnă că trebuie acest câmp să aibă forma unui email. Bun, haideți să vedem live cum arată acest exemplu. Bun, numai că nu merge, ia să mai vedem încă o dată, ok, hai că a mers. Bun, și am creat formularul nostru, dacă ne uităm în cod aici să-l vedem mai ușor, să vedem cum l-a interpretat browserul, cum l-a creat, avem formularul nostru cu eticheta label nume, input textul, eticheta email și inputul pentru email. Și butonul trimite. În momentul în care apăsăm butonul trimite, cum vedem aici în action, el va căuta pagina procesare.php, dar acum această pagină nu există, va da o eroare.
spune că pagina nu există, pentru că el s-a, vedeți aici în browser, s-a făcut redirecționarea către pagina procesare.php. Și ca să facem un exemplu, ăsta e în cazul postului, în cazul în care am făcut post. Dar dacă am fi avut aici get, suntem pe această pagină, scriem aici ceva și aici altceva și dăm trimite. Uitați linkul cum arată. Pentru că avem get setat acolo, pagina procesare primește ceilalți parametri în acest fel, în URL. Bun, vom reveni înapoi la metodă tip post. Și haideți să mai vedem și alte câmpuri. Înainte de a vedea alte câmpuri, mai bine ar fi să adăugăm tagul required. Să vedeți ce o să face acest tag. Asta înseamnă că va face ca aceste câmpuri să fie obligatorii înainte de a face submit la formular, adică înainte de a trimite date în formular, atributul required va face câmpurile obligatorii. Și dacă facem un exemplu, când apăs trimite, ia uitați, browserul îmi spune please fill in the field, pentru că în engleză Chrome vine și spune ok. Și acum am făcut asta, mă duc mai departe, vine și aici la fel. Mă, dacă scriu ceva aici, îmi spune please include in the email address. Deci îmi spune să scriu aici o adresă de e-mail validă. Deci nu mă las să merg mai departe pentru că i-am specificat că acesta este un câmp de tip e-mail. Și până nu-i pun un e-mail aici, ronexample.com, nu mă va lăsa să trec mai departe. Și acum mă lasă și am putut să fac submit la formă. Bun, haideți să vedem și alte tipuri de inputuri. Mai avem tipul de tip password, adică parolă, checkbox, radio. Haideți să vedem. Următorul ar fi password. Haideți să creăm un câmp de tip parolă împreună. Îl putem crea împreună. Și o să vin așa. Label. For. O să creăm un câmp parolă. Și o să fie așa, parolă. Eu am un AI aici, în editorul meu, care intuiește cam ce vreau eu să scriu și de asta am dat niște sugestii de genul acesta. O să vorbim despre aceste AI mai departe. Și mai departe îmi spune, creăm și câmpul input, type password, ID, parolă, name, parolă. Perfect, este exact ce am vrut eu. A gândit dinainte AI pentru mine. Bun, și în acest moment am un câmp de tip password. Câmpul de tip password este un câmp care, atunci când scrieți în el, apare cu steluță. În momentul în care vă logați pe un site, o să observați că câmpul unde este parola este marcat cu steluță. Haideți să vedem cum arată live. Și acum când scriem în parolă, vedeți? Eu nu pot să văd ce este aici. Haideți să luăm un test, un site. Nu știu ce, cineva un site unde putem testa. Bete. Hai să vedem la Banca Transilvania. Am luat un site oarecare. Nu știu ce site acesta, l-am luat random. Bun, vedeți aici avem câmpul e-mail și parolă. Dacă dau sign in, ele sunt validate. Dar hai să ne uităm ce au făcut aici la acest câmp. Câmpul de tip parolă, vedeți input, ignorând cele foarte multe pe aici clase și așa, vedeți type password. El a pus aici tipul parolă, password, da? Și eu dacă scriu aici ceva, eu nu pot să văd ce am scris aici. Bineînțeles, există un hack, vi-l arăt, nu vi-l arăt, dar hai că vi-l arăt, poate o să vreți să mai aflați și parolele pe la alții. Dacă faceți un dublu click aici pe type, și scrieți text în loc de password live, deja parola începe să devină vizibilă. Este un hack. Încercați să nu-l folosiți. Bun, și aici la zona de email facem și o verificare să vedem aceștia cum au făcut în zona de email. Input și type email. Vedeți? Deci practic a creat de tipul email. A creat un câmp. Și așa cam se folosește câmpul email. Acesta este un formular simplu de logare. Și hai să revenim înapoi la exemplul nostru. Să mai testăm și alte inputuri. Haideți să testăm un input de tip checkbox, adică cu bifă. Bun, cu bifă label for check me. Ok. De acord, să spunem. Ia să vedem, știe? Da, uite că și-a dat seama că e de tip checkbox. Check me. Ok.
Și haideți să vedem. Vedeți aici tipul type checkbox, pentru că este tip checkbox. Cum arată un astfel de element? Ne ducem la noi pe pagină, dăm refresh și uitați, de acord, este tip BIFO. Dacă dăm un inspect, să vedem și în browser, este aici, input type checkbox și de acord. Ok. Un alt element de tip input ar fi option. Hai să vedem cum funcționează un option. Creăm un label for many options. Interesant, ea mi-a zis alegi una din opțiuni. Bun, și să vedem ce generează mai departe. Și ca să construiesc, nu vreau asta. Vreau option input type radio. Ok. Și îmi creez, să spunem, trei tipuri. Bun, am creat trei inputuri de tipul radio. Radio sunt cu bulinele acelea rotunde. Aici ID-urile ar trebui să fie totuși diferite, că n-am voie să am același ID de mai multe ori în pagină. ID-urile trebuie să fie diferite. Și name-ul este același, practic, pentru că le grupează pe toate. Și fiecare valoare, fiecare input în acesta reprezintă o valoare. 1, 2, 3. Haideți să vedem cum arată. Am trei opțiuni, numai că nu se vede nimic. De ce nu se vede nimic? Pentru că eu nu am dat și o valoare în față. Trebuie să pun aici opțiunea 1, opțiunea 2 și opțiunea 3. Ia să vedem. Și acum avem opțiune aici. Alege una din opțiuni și avem opțiunea 1, 2 sau 3. Pentru că ele toate au același name, haideți să vă explic încă o dată un lucru foarte important la câmpul de tip radio. Pentru că toate au aici name, menu options, toate au același name, ele pot fi selectate doar o dată, adică doar una singură poate fi selectată, nu pot să aleg două, pentru că ele fac parte practic din același grup, se numește, pentru că au același nume. Și am trei opțiuni. Deci, în acest moment am trei opțiuni. Ce-i drept arată cam rău formularul nostru. De dragul exemplului, eu aș spune AI-ului meu să-mi facă un pic de stil, dar doar ca să-l puteți vedea voi mai bine, nu este nevoie să faceți și voi asta. Ok, voi spune să-mi creeze un stil mai frumos. Dacă știe. Atât, nu mai știe mai mult. Ignorați acestea, doar facem un test să vedeți cum ar arăta un formular care e creat de AI la stil. Adică noi practic am construit casa mai jos aici cu HTML, pentru că suntem la un curs de HTML, am construit casa, dar ca să facem interioarele cu culori, vopsim pereții și facem lucrurile astea, folosesc CSS-ul. Și aici la CSS n-am stat să scriu acum un cod, am folosit AI să-mi genereze o structură. Și a, uitați, cum arată când aplici un pic de culoare pe un formular. Este altceva, deja lucrurile arată total diferit. Arată formular normal, da? Uitați-vă ce design frumos și opțiuni, avem aici totul minunat și un buton de trimite frumos creat. Așa arată un formular. Acestea sunt formularele. Mai putem folosi încă un câmp aici pe care nu l-am menționat. Hai să folosim un câmp de tip textere, adică o zonă în care putem introduce mai mult text. Ia să vedem. Label for, o să-i spun aici mesaj. Să văd mesajul generează. Perfect. Și aici putem să folosim texteria
doar că texturile nu mai e de tip input, dar e cam tot din aceeași categorie. Practic, texturile și input se aseamănă, funcționează oarecum la fel. Ideea este aceeași la ambele. Faci input doar că la texturile poți să faci din HTML să faci spațiul mai mare. Și o să-i spun la AI-ul meu să facă un pic de add some style for my text area. Ia să vedem dacă știe. Perfect. Bun, și haideți să vedem. Vedeți? Și am și aici un text area. Acesta este mesajul. Este de tip text area. Voi când veți testa acum live, nu o să vedeți designul să arate așa, dar de dragul voi când veți testa asta live, nu veți folosi acest design, că nu vă trebuie momentan. E pentru zona de CSS, dar o să vedeți totul aruncat acolo cam așa. Așa o să arate formularul. Cu toate elementele aruncate. Imaginați-vă, sunt elementele unei case, toate aruncate în curte. Încă n-am apucat să așezăm ușile, n-am apucat să punem dulapurile, avem toate aruncate în curte. Asta este și aici. Totul este aruncat într-un loc, fără stil, fără design, nu se vede foarte frumos. De asta HTML fără CSS nu merge. Bun, haideți să mergem mai departe. Mai este și altceva, mai sunt și alte câmpuri pe care putem folosi. Mai putem folosi câmpul de tip number, de exemplu când vrem să folosim numere. Ia să facem un câmp de tip number. Label for vârstă, o să trec aici. Și câmpul meu ar trebui să arate de tipul input. Perfect. Tip number, vârstă, name vârstă și am și niște atribute minim și maxim. Valoarea minimă să fie 18, maximă 99. Și haideți să vedem cum se comportă acest input. Și avem aici atributul, avem aici elementul vârstă. După cum vedeți, are două săgeți, pentru că e număr, putem să creștem și să scadem. Dar pentru că am setat un minim și un maxim, nu mă lasă să setez sub 18 și nici nu mă lasă să trec peste 99. Pentru că noi, în codul nostru, dacă dăm un inspect aici, vedem că avem minim 18, maxim 99, da? Și putem să, bineînțeles, să tastăm 1, putem să tastăm 23, putem să tastăm alte numere, dar nu putem să tastăm litere. În momentul în care apeși un literă, nu se întâmplă nimic, nu merge. Este avantajul unui câmp de tip number. Bun. Checkbox radio le-am folosit. Mai este câmpul de tip file. De exemplu, când vrem să atașăm un document, vrem să încărcăm o poză. În acest caz, trebuie să folosim câmpul file. Deci oferă utilizatorului un buton pentru a încărca un fișier de pe dispozitivul său. Haideți să vedem cum arată un câmp de tip file. Să spunem așa, creăm iarăși un label. Label for, să spunem poză. Și avem un câmp de tip input type file, un ID, un nume. Îi spun aici ce să accepte, ce fel de poze. De tipul PNG, JPEG, nu știu ce să spun JPG, nu știu dacă merge. Încercăm. Haideți să vedem cum arată. Dăm un refresh și uitați, mi-a creat acest element, choose a file. Și în momentul în care eu apăs pe choose a file, mă pune să mă aleg o poză. Ia să alegem o poză. Open. Bun, și a apărut poza și aici apare și denumirea pozei, denumirea fișierului pe care eu l-am încărcat. Acesta este un câmp de tip file. Și mai departe, când apăsăm butonul trimite, toate aceste informații din formular se trimit către un server, către o bază de date, le stocăm sau lucrăm, facem alte lucruri. O să vedeți mai departe că, folosind JavaScript, vom putea face diverse validări, să verificăm dacă numele e scris nu știu cum, dacă parola are o anumită dimensiune, dacă parola respectă un anumit format, de exemplu, dacă fișierul nostru este de anumit tip, adică multe astfel de verificări le vom putea face mai departe cu JavaScript. Dar pentru moment, doar cu HTML putem face lucrurile acestea de genul să facem un câmp să fie required, adică obligatoriu, asta înseamnă required, să
Putem să setăm chiar și o opțiune implicită pe un câmp, putem să mai punem, de exemplu, o etichetă. Haideți să mai facem încă un lucru interesant, se numește placeholder. Putem să setăm, de exemplu, pentru câmpul mesaj, avem atributul placeholder și putem să-i spunem, scrie aici un mesaj. Asta putem folosi placeholder și la câmpul de tip input, de tip e-mail sau parolă. La checkbox nu o să meargă, dar la asta o să meargă. Și dacă ne uităm acum la câmpul nostru de tip mesaj, uitați, apare aici un mesaj, scrie aici un mesaj. Dar eu nu pot să selectez acesta și nici nu pot să-l văd. Da? Deci eu nu pot să-l văd mesajul respectiv. Bine, doar dacă mă uit în cod aici și e trecut aici la placeholder. Da? Și în momentul în care am început să tastăm, placeholder-ul dispare. Da? Bun. Am folosit toate elementele de tip input. Oare am ratat vreo unul? Mai este unul de tip hidden. Haideți să vă-l explic și pe acesta, pentru că oricum știți să folosiți în momentul acesta consola și este foarte util. Bun, mai putem crea un input type hidden. Așa. Și aici. Bun, și haideți să vedem în browser cum arată acest câmp de tip input. Am scris bine. Input type hidden. Bun, hai să vedem cum arată. Păi, nu arată. Nu-l vedem. Și totuși unde e că l-am creat? Câmpurile de tip hidden nu se văd. Ele sunt ascunse. Dar, în momentul în care trimitem un formular către server, valoarea dintr-un câmp hidden se preia și ea din formular și se trimite mai departe către server. Totuși, pentru că noi știm să inspectăm o pagină, putem să vedem câmpul hidden, da? Și l-avem aici. Și vedem că al nostru câmp hidden este aici. Există, nu-i apare, nu-i vizibil, dar el există, se află aici în cod și are și o valoare. Posibil, poate unele din alte câmpuri să seteze în timp ce noi umblăm prin formular, seteze o valoare. De exemplu, setați dintr-un formular, alegeți un județ și cumva în spate, într-un câmp secret, să se completeze automat cu, nu știu, un ID al județului selectat sau altceva legat de județ. Bun. În afară de astea, nu cred că mai sunt alte câmpuri importante. Despre textiere am vorbit deja. Cam atât legat de partea de inputuri. O să aveți în acest curs și tot codul pe care l-am scris. Este atașat aici la curs. Și dacă aveți întrebări legate de formular până în prezent, vă rog, puneți-le în comentarii și discutăm. Mult succes!